Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi, băieți, ne găsim la un episod bombă, un episod foarte, foarte tare. Ne uităm mai întâi de toate și vedem că Bancu cu Cicâldău sunt jucătorii convocați la națională, bravo lor, bravo lor. După care vedem că urmează un mare meci cu CFR Cluj și cu FCSB, băieți, după care urmează o perioadă foarte lungă în care vom simula, deși mai probabil în acest episod, băieți, cred că jucăm meciurile astea Blanau, după care în episodul următor intrăm direct în play-off, pentru că știm cu toții cum e prin Liga 1 de România, s-au mai făcut cariere, haideți să nu o lălăim foarte mult, nu facem o carieră plictisitoare. Urmează mare meci cu Argeș, un meci pe care îl vom simula. Îi dăm foarte frumos un quick sim și scoatem un 2-0 bărbut. Și Cicâldău, vedem că Argeșul nici măcar un șut pe poartă, dar observăm că noi nu reușim să marcăm absolut deloc, dar absolut deloc în simulări. Avem 8 apariții, 5 goluri, 7 asisturi, n-a făcut nimic. Nu a făcut nimic din nou. Hai mă, vorbesc serios, iar n-a făcut absolut nimic în simulare, dar vedem că Atanas Strică primește titlul de jucătorul lunii în Liga 1 din România. Bravo lui, bravo lui. Știți ceva, băieți, cred că vom face altfel. Noi la 16 ani, ignorați-a cu 18, noi la 16 ani, deci suntem foarte, foarte bine cotați și anumite echipe cred că s-ar bate pe noi. Eu zic probabil, mamă, dacă sportare avem, deci din 5 jucători, 3 sportari la noi cei mai buni. Am înțeles, revenim la situație fiind jucătorul lunii. Vreau să vă întreb și spuneți chiar acum în comentarii dacă vreți să rămânem și în a doua jumătate a sezonului la Craiova sau dacă vreți să ne transferăm în cazul în care primim și o ofertă foarte, foarte mișto. Îi dăm din nou, bă, dar evoluăm, nu ne oprim, suntem aproape de 67, încă nu facem. Foarte puțin mai avem și urmează mare meci, băieți, cu CFR Cluj, prima clasată la egalitate de puncte cu noi. Haideți să întrebăm domnul antrenor dacă e de acord să ne vândă. Mai ales Clodaș pe Andrei Ivan. Vedem, în schimb, că această echipă nu prea au atacanți, dacă plecăm și noi este clară treaba. Știm echipa cu Bayram, cu Bărbus, Nistor, Mateiu, Cicâldou, Bancu, Constantin, Balașa, Vlădoiu, Piglia, Celi și Atanas Strică în atac. Și vedem echipa CFR Clujului cu Costache, Omrani și Deac, Sigurson, Bordeanu, Suarez. Iar apărarea cu Latovlevici, Paulo, Vinicius, Burcă, Susici și Arlauschi sunt poartă o meci tare. Zanfire, sper să ții cu noi. Jucăm în deplasare, cum să nu jucăm noi în deplasare, că nu iubim noi deplasarea. Haideți să jucăm această partidă, băieți. Poate pe următor o jucăm FCSB pe la noi acasă, mi-a zis pe Național Arena. La noi acasă, băieți. Ar trebui să jucăm și noi pe la noi acasă, să fie treaba frumoasă. Nu știu dacă acela este Deac. Nu cred că este Deac. Cam pe Untold Arena, cum îmi place mie să zic. Știm foarte frumos stadionul, ne axăm, avem direct mingea, o vedem, ne vedem de sus. Cicâldău probabil vedeta echipei, cred că acesta este Cicâldău. Și haide să facem un mare match, mare. Ciprian Deac, depozitat acolo de către Bancu. Bancu ne trimite nouă foarte frumos. Dacă vă zic că era pentru Bayram, mă credeți? Nu, nu mă credeți. Sigurson îi trimite o pasă la Omrani, dar apărătorii olteni vedem că stau foarte, foarte bine. Dacă spui că sunt de național aceștia, la cum joacă pasele. O pasă greșită acolo, din păcate. Omrani foarte ofensiv, ajunge mingea cumva. Bancu trimite destul de rău, să avem grijă la acest jucător. Bordeanu, nicio șansă. Acolo ținut Nistor, jucăm. Bun, hai dacă ne dă nouă ușa acum. O pasă în față la Bărbuț, dar stă foarte bine, luăm, nu ne, nu renunțăm încă. Hai Bayram, Bayram, dacă trimite printre Bayram. Dar Paulo Vinicius, greșeală și reușim să marcăm de două ori sau de trei ori, am crezut că vom fi deposedați. Dacă încolo ce să vezi, intrăm foarte frumos, reușim să marcăm. Greșeală în apărare, greșeală și la Paulo Vinicius și boruncare stupida lui Arlauschi. M-a trecut acolo din noroc, un șut în dreapta, Arlauschi să stânga, gol direct, Atanas Strică. Al șaselea gol în Liga 1 din România, e foarte bine pentru un tânăr jucător. Soares acolo, încercăm, trece Soares, blocat, noi foarte, foarte defensiv, poate joacă totuși Nistor cu noi. Îl verde pe Bărbuț și o pasă numai bună pentru Bărbuț, care are o viteză extraordinară, unul din cei mai rapizi jucători din Liga 1 din România, iar cu toate acestea nu ne trimite pasă Cicâldău, una pentru noi! Și gol cu capul, cred că primul nostru gol cu capul de la această echipă. Atanas Strică, bă, are acest jucător 1,91 m, un super atacant și cum să nu profite
echipa din înălțimea acestuia, gol direct cu capul. A fost cu capul, sper, na. A apărut puțin autogol și deja avem al șaptelea gol și miroase a hat-trick? Miroase oare al primul hat-trick, băieți, din această carieră? Atanastric intervine direct, dar nu prea avem atât de mare viteză. Ne oprim, suntem foarte bun la... Bairam, ce ai făcut acolo, Bairam? Cercăm direct, hai să-i dăm una și lui Cicâldău. Oare ne ajută să marcăm? Hat-trick cu un șut foarte puternic acolo. Eu las Nistor, bine, am cerut-o aici. Încă o dădea puțin mai sus, poate reușeam direct mare hat-trick din prima repriză. Corner pentru băieții din Cluj. Stăm foarte bine la cap, deacă acolo și reușim să blocăm. Descurcăm excelent, băieți, în această partidă. Foarte bine, hai. De data asta nu este pentru noi, dar nu reușim, dar poate reușim să blocăm. Da, este offside, perfect. Ultima noastră ocazie în care mai putem face ceva drăguț. Doar că nu mă văd pe hartă, zic că nu a fost pasat pentru... Ba, camera pentru noi, da. Măcar dacă o ceream sau ceva, un ranii cu ultima ocazie, trimite acolo jucătorului un lob peste poartă, se grăbește. Nu știu cine era acela, dar ratare fix, dar fix pe final. Iar vedem că CFR Clujul joacă destul de bine, 72% posesie. 7 șuturi, bine, doar unul singur pe poartă. Cum să aveți 7 șuturi, băieți? Dar unul singur pe poartă, iar noi cu 20% posesie conducem cu un 2-0. Adevărul că asta contează, să țineți la posesie, că asta câștigă. Eu din câte știu și din câte am învățat, dar aici poate greșesc, să-mi spuneți voi în comentarii. Eu știam că fotbalul se cam joacă pe goluri. Mamă, la Tovlevici, bine a intrat. Eu credeam că jocul ăsta se cam joacă pe goluri. Hai, acolo trimitem direct, dar bă, ce bine a intrat Burcă. Omrani totuși foarte ofensiv, trimite acolo lui Singurson. Bun, hai, poate joacă cu noi. Excelent. Încercăm cumva să trimitem lui Bairam. Pe foarte bine, bancul ne-o lasă nouă. Încercăm să jucăm cu Bairam, dar nu se grăbește absolut deloc. Iese bărbuț și intră ofus, măcar avem ceva viteză. Intră și Kipciu, se pare, în locul lui Costache. O schimbare interesantă. Luăm balonul, nu ne oprim. Nu perdem, bun. Jucăm cu mijlocașii. Dacă ar juca și crevă puțin mai ofensivă ca să marcăm noi, Hat-trick, aș fi puțin mai fericit. Încercăm să înaintăm. Intră Burcă pe partea aceea. Dacă nu se descurcă Paulo Vinicius, trebuie să vină și celălalt apărător. Ocazii mari, băieți, pentru noi. Atanastric, eu trimite acolo lui Cicâldău. Cicâldău nu prea are cum să înainteze. Atanas! Un șut direct la Tovlevici. Din păcate, experiența apărătorului își spune cuvântul și vedem pe Kipciu. Nu este offside pentru Kipciu, dar gata, au făcut și Kipciu. Pase slăbuțe, bun, se duce nouă. Hai că reușim, poate reușim să trecem de data aceasta. Ne împiedicăm din păcate și cred că asta a fost amena noastră, s-a dus. Blocăm foarte bine acolo, ultima noastră ocazie, dar nu mai avem stamina. Cicâldău joacă pas în spate. Hai, dă-ne o nouă direct, nu mai stăm să mai pierdem timpul. Jucăm, excelent acolo. Dacă ni se dă pasa, foarte bine și pe lângă poartă, nu vine să cred. Omnic, că eram 100%, este o pupa pe acolo pe obraz. Mamă, eram 100% sigur. 100% sigur că marchez mare hat-trick. Mamă, acolo nu știu dacă e cu Burcă, dacă e cu Paulo Vinicius. Stăm acolo la vorbă cu jucătorii. 2-0, clar, omul meciului, probabil, și nota 10 curat pentru noi, exact. Doar noi am avut ocazia asta. Noi am fost singurii care am jucat și pe o parte și pe alta. Nu am jucat și CFR Cluj cât am jucat noi. Eu zic că de acum este momentul să ne cam vândă. Avem 67 overe. Creștem foarte bine. Trebuie să facem o viteză puțin mai ridicată. Pace-ul ăla ne cam încurcă puțin.
Suntem pe locul întâi, urmează mare meci cu FCSB. În momentul de față putem primi oferte destul de bănoase. Valorăm 5 milioane, băi, jucători de Liga 1 care valorează 5 milioane de euro. 9 apariții, 7 goluri și 7 asisturi, excelent. Haideți să cam schimbăm noi în alb și adversarii noștri în roșu, care arată, cred că arată mai bine așa. Dacă v-ați gândit vreodată în viața veților voastre și v-a trecut prin gând, mă, cred că FIFA 21 nu e chiar un joc chiar atât de buguit. Vreau să vă anunț că FCSB-ul joacă cu Nedelcu în atac. Știți care e problema cu Nedelcu? Nedelcu în joc este CDM. Dar el când juca la FCSB, el juca CB. CDM nu-i bun, CB nu-i bun, se pare că Becale îl pune striker. Am înțeles. Jucăm la noi acasă foarte bine, foarte frumos. A, bine că Nistor. Noi când o să fim și noi vreodată în prim plan, băieți, poate în momentul în care ne vom transfera, cine știe, la vreo echipă mai mare. Dar haideți să ne axăm pe un mare meci mare. Craiova vs. FCSB. Nedelcu la balon, jucătorul cu numărul 16, reprofilat. Îi trimite pasul lui Florinel Coman. Mare atacant, mare atacant. Din perspectivă, îl vedem pe Bărbuț. Dacă reușim cumva, ne trimite Bărbuț, dar nu destul de bine la Ghici. Am crezut că e o pasă bună pentru o secundă. Blocăm acolo, poate reușim să luăm mingea și luăm. Excelent, Bayram. Îi lasă cu încălcâi, dar de posedat. Mă gândeam că îi surprind pe băieți. N-a venit nicio treabă, nepotul lui Ilie Balaci, fiul lui Trică, cel mai urmărit jucător de pe teren. Jucăm pase, băieți, excelente. Haideți, poate reușim cumva să luăm un spațiu. Nu, de posedați, din păcate, Nedelcu un atac, incredibil. Nu i-o trimite lui Moruțan, ba îi trimite în partea opusă lui Florinel Coman. Preluare excelentă, Florinel, Florinel, întoarcere senzațională. Iată, a făcut și Florinel Coman. O pasă pentru noi, îl așteptăm cumva pe Bărbuț. Bărbuț o joacă cu noi, încercăm cumva să-i o trimitem lui. Dar destul de dificil, nu înaintează Bărbuț. Bărbuț, să vă uite, în loc să înainteze ca un bărbat. Da bine, deci să înaintăm când ajungem la Nedel cu un atac. Adică chiar mai bine ne oprim. De data aceasta Popescu. Dar nu Octavian, Octavian este rezervă, se pare. Sau cine știe, poate chiar l-au vândut. Încercăm direct o pasă bună. Doar că opusul bună. Încercăm o pasă bună, dar iese opusul. Băieții joacă pas în spate. Încercăm să-i blocăm. Popescu. Dar vă dați seama că a fost posedat. Și așteptăm acolo o pasă bună pentru Bărbuț. Bun, Bărbuț, doamne. Bayram, o pasă excelentă pentru Bayram. Dacă s-ar întoarce cumva, ne-o trimite nouă. Reușim să o luăm, o săltăm. Ne oprim în apărător și atât a fost cu atacul nostru. Oprirea în apărător a fost cea mai spectaculoasă. Tănase. Tănase care data aceasta nu mai este striker. Îi trimite lui Florinel. Florinel înapoi lui Tănase. Aduce la panțăru. Am văzut acolo o chestie și mi-e puțin suspectă. Haideți să ne bucurăm de acest joc frumos cu Nedel cu un atac. În primul rând ne uităm la picioarele lui Nedel. Îl vedeți? Mamă! Asta prin momentul oportun. Extraordinar. Șutează, slovește cumva. Trece acolo mingea prin mână. Cui trebuie hands când îți trece mingea prin mână. Bine că nu trece și prin picior. Sare mingea. Și de ce să nu sară, băieți? Și prin gât. Și prin cap. Acel moment când încerc să faci preluare așa pe piept. Dar îți intră mingea în gât. Cum s-a oprit? Că-s curios. S-a dus mingea pe spate. A, și-a trecut și prin burtic. A, eu prost. A, am înțeles acum. A, m-a trecut mingea așa prin unul și a, hopa, cu întoarcerea spectaculoasă. Oh, Fentao, acolo e cam greșit, au. Cercând direct cu Cicăldău. Cicăldău ne-o dă totuși prea rapid, părerea noastră. Cercând direct la Bayram. Bayram pe partea, bine, m-am furtat și eu de parcă chiar am dat cu puterii. Aceea pasă. Hai, mă, nu reușesc aproximativ nimic. Să încheie prima repriză, băieți, în ultima partidă din acest episod. Un mare meci cu FCSB, păcat că n-a reușit mai nimic spectaculos. Ne-a bucurat noi de bugurile jocului și încă mai vedem câteva buguri. Nici măcar, eu zic să priviți cu toții partea bună.
În această partidă, cu excepția bugurilor, chiar este un meci realist. 0 shooter pentru Craiova, 0 shooter pentru FCSB. S-a întâmplat și în realitate, băieți. E o carieră realistă. Înainte direct, Atanas trimite lui Bancu, mă gândesc, pe partea aceea. Bancu joacă calm. Hai, încercăm la Cicăldău, probabil. Cicăldău, concentrare la Bărbuț. Bărbuț o joacă cu noi, noi cu Călcâi. Dar tu nu, n-ar fi trebuit să încerci tu Călcâi, că nu a fost o idee bună. Ocazii destul de ofensive. Atanas. Atanas se trimite acolo foarte bine. Am crezut că nu mi-o dă pasă și vreau să o cer. Începem să trecem destul de rejer. Hai, Cicăldău. Cicăldău, dă-o mă, odată mă, dacă nu vrei. N-avem cu cine juca, uite-a. Hai, pac, pasa 1, pasa 2. Eu mai las 9 și încercăm ceva spectaculos. Priviți partea bună. Măcar am avut parte de primul șut pe poartă. Din tot meciul. Oh, ba nu, am greșit. Mulțumesc FIFA-ule că m-ai auzit și că mă corectezi. Hai, momentul nostru de contraatac. Hai, Cicăldău, du-te-o leacă liber. Cicăldău, nicio treabă. Mi-o dat mă păcăliși pe mine și pe apărător. Dar poate reușim o centrare din prima. Bărbuț! Ce ai făcut, Bărbuț? Că sunt curios, cel mai, dacă nu-i cel mai buguit episod, cap acolo direct în bară. Se pare că domnul antrenor vrea să schimbe formația, joacă, cred, un 4-4-2, mă gândesc, de data aceasta, sau nu știu cum joacă, dar sigur vrea ceva foarte ofensiv cu doi atacanți, cel puțin. Hai, băieți, mai ofensiv, hai că putem, jucăm direct elegant. Pam, și aproape a încercat să trimit un Nistor. Probabil ultimele noastre ocazii să mai încercăm ceva frumos. Îi trimitem direct acolo la Fusu. Și încă un șut. Cicăldău. Intră Vukusic la FCSB. Cum a scos tu Vlad pe aia? Nici nu a văzut balonul. Nici măcar n-a văzut balonul, dar o apără acesta. Mamă, am înțeles. Hai, joacă cu noi pasi. Joacă cu noi la pasi. Și pe lângă poartă. Ocazie uriașă, un finesse frumos, cu efect. Dar se duce mingea, din păcate, pe lângă bară. Mai sunt doar câteva minute. Hai băieți, ultima noastră ocazie. Cam acolo frumos cu Bărbuț. Bărbuț, un șut direct în apărător, din păcate. Hai, că poate găsi spații libere, dar eu le-am dat pase că, na... Speram și eu că mai fac o tactică, mai joacă vreo ceva. Nu, șutează la ghici la fel ca mine. Iar în momentul de față, Florinel Coman. Opa, merge, aleargă, dar arbitru caută fluierul. Acum nu găsește fluierul. L-ai găsit acum când scăpăm noi pe contraatac. Mulțumesc frumos. 5 minute adăugate într-un meci extraordinar. 0-0, bă, au dat Bărbuț o bară. Ocazile mărețe au fost fix pe final. Bara, save-ul și ratarea noastră excelentă din finesse. Omul meciului clar a fost noi, fără doar și poate. Urmează un meci cu Academica Clincen. Probabil o să-i dăm o și cu UTA. Vedem dacă în episodul următor poate primim vreo ofertă. Dar vreo o echipă mare, nu cu o echipă de prin Austria, MEC, Suedia, Norvegia. Nu, dacă îi să vină o ofertă de Blanao. Și haideți să mai continuăm de fapt episodul, acum că stau să mă gândesc. Băgăm mare simulare și scoatem tot un 0-0, că doar suntem obișnuiți cu acest scor, nu e nicio problemă pentru noi. Mă uit puțin la Hermannstadt și o văd pe locul 4. Nu știu ce face atât de sus în momentul în care ea este retrogradată. Bayram și Bărbuț, benzile noastre. Noi nu reușim, bă băiatule, un gol vreau într-o simulare atât doresc. Nu reușesc, măcar facem și noi 68 OVR. Ni se mărește cota în ultimul hal, facem 6 milioane, ajungem deja în luna noiembrie, încă nu primim nici măcar o ofertă de transfer. Suntem anunțați că Bancu și cu Cicăldău sunt jucătorii convocați la național, am înțeles, în prima meci cu Gas, Metan, Mediaș. Ce mi-aș dori să marchez un gol? Ce mi-aș dori? Bayram. Nici o treabă, în simulări sunt varză. Varză, 69 OVR, nu ne mai oprim din crescut. 69 OVR, băieți, pentru noi deja este prea mult. Suntem în top cei mai buni jucători din această echipă.
Dacă ne uităm direct la OVR-uri, suntem în top, măcar ne vedem. Peste Bărbus, peste Vlădoiu, aproape ca Bălașa, încă puțin și ajungem la nivelul lui Bancu, Nistor și Căldău, vom vedea. Oferte 0, întâmplări 0, dar ce mai probabil vom lăsa asta pe episodul următor. Vedem că ni s-a micșorat cota, de la 6 milioane acum valorăm 5,5. Băi băieți, cred că ne vom opri aici, vedem că la 16 ani, cât ne imaginăm noi și cât avem de drept. Vedem că avem 13 meciuri jucate în Liga 1 și în Cupa României, avem 12 în Liga 1, 1 în Cupa României, meci care cred că l-am simulat, și avem 7 goluri marcate, 7 asisturi. Rusescu data aceasta a ales jucătorul lunii și băi băieți, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod și sper că mai vreți episoade în continuare din această serie care de-abia a început. Băi băieți, nu uitați, dacă mai vreți episoade din această carieră, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat să apăsați și pe butonul de subscribe, clopoțelul activat, ca să primiți notificare în fiecare zi când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți, aveți o zi extraordinară. Vă salut!